La prima vedere, clar, un meci greu, o echipă foarte bună, știm ce au obținut anul trecut, ce performanțe, dar eu cred că ei încă se gândesc la performanța pe care au obținut-o, cred că încă sărbătoresc după acel joc, așa vreau să cred. Pentru ei Timișoara înseamnă foarte puțin, așa că avem șansa noastră și trebuie să ne pregătim, să ne jucăm șansa până la capăt. Trebuie să credem, deci nu doar să fie așa o poezie, ceva care este imposibil. În fotbal se poate întâmpla orice atunci când ești foarte bine pregătit și crezi în tine, în echipă, în pregătirea pe care o faci, poți să obții o calificare. Și trebuie să credem acest lucru, nu să ne pregătim cu acest handicap, Șachtior, nu avem nicio șansă. Nu, eu cred că o să fim foarte, foarte motivați și voi avea grijă ca în această perioadă foarte mult să lucrez la psihicul jucătorilor. O să-l sunați pe Neamicea până la ora primului meci? Da, o să-l cer, eu să-l sun, sigur, să-i cer toate informațiile despre Șachtior. Să vedem ce sistem va juca, dacă are ceva accidentați. Care credeți că e mai fericit de cu cine a căzut dumneavoastră sau Neamicea? Cred că domnul Lucescu. Dar spun, eu cred că dacă știm ce se întâmplă atunci când joci cu un adversar pe care el îl consideră foarte modest, nu cred eu că pot să fie atât de motivat ca și cum a jucat cu o echipă care are niște performanțe în Europa. Și poate să fie un avantaj pentru noi.